cu mult drag și cu multă bucurie am venit astăzi la hramul mănăstirii de la Nușeni. Participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și dorim să vă punem la suflet un cuvânt de învățătură. Iar cuvântul de învățătură îl intitulez așa: credința lucrează prin fapte, iar criteriul adevăratei credințe este jertfa. Credința lucrează prin fapte. Sfântul Ilie a trăit cu 850 de ani înaintea Domnului Hristos. Pe vremea aceea, israeliții erau împărțiți în două țări, în două regate, cel de nord și cel de sud. În cel de nord era rege Ahab, care își luase o nevastă păgână, Izabela. Iar nevasta lui, aducând de acasă multe obiceiuri păgâne, i-a influențat tare pe oamenii din regat. În orice caz, pe vremea aceea, prorocul lui Dumnezeu era Ilie și, văzând ce se întâmplă, s-a supărat tare. S-a supărat tare și, ca mijloc pedagogic de a-i întoarce pe calea cea bună, știți cu toții ce s-a întâmplat. S-a rugat Ilie lui Dumnezeu și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi, fiindu-i milă de popor, bunului Dumnezeu și lui Ilie, s-a rugat din nou și Dumnezeu a trimis ploaie pe pământ. De ce nu era Ilie de acord cu faptele oamenilor de pe vremea lui Ahab? Pentru că zeitatea păgână, Baal, prin doctrina pe care o avea, îi îndemna pe oameni la multe păcate. Viața lor era plină de fără de legi. Și Ilie nu mai putea suporta. De aceea striga către Dumnezeu ca să fie un bun pedagog și să le trimită o pedeapsă. Și am zis că dacă pe vremea aceea Dumnezeu, cel bun, care ne-a dus din neființă la ființă și care ne ține și care ne răsfață cu bunătățile sale, dacă pe vremea aceea bunul Dumnezeu a îngăduit și mijloace pedagogice de îndreptare, socotim că și astăzi încercările și necazurile care vin, pe care le îngăduie bunul Dumnezeu, sunt tot mijloace pedagogice de îndreptare pe calea cea bună. Acum, atunci, pe vremea lui Ilie, atunci pe vremea lui Ahab, pe vremea Izabelei, celei păgâne și păcătoase, era o sumedenie de păcate urâte în Israel. Dar acum, pe vremea noastră, în viacul 21, sunt tot așa sumedenie de păcate mult mai rafinate decât atunci, care îi robesc pe oameni. Și pomenesc câteva dintre ele care mie mi se par foarte grave. Și le iau pe rând. Ați auzit de multe cazuri de familii în care de tineri, copiii folosesc droguri. Droguri care le distrug sănătatea, drogurile care îl fac pe om
să nu mai acționeze normal. Și oricât spunem, oricât ați spune dumneavoastră că drogurile nu sunt bune, că sunt rele și pentru trup și pentru suflet, ascultare absolută nu avem. Și atunci, din când în când, intervine Dumnezeu cu pedepsele pe care le îngăduie El. Așadar, o patimă ar fi drogurile. O altă patimă care este prezentă în lume și pentru faptul că mijloacele de comunicare sunt așa de sofisticate și bune pe de o parte, că ne pot comunica multe lucruri, rele pe de altă parte, că pot propaga păcatele, o altă patimă pe care o găsim în lume este pornografia. Tot felul de imagini păcătoase. Vezi, zice, da, imaginea nu strică. Ba, strică. Strică. Pervertește sufletul. Zic doctorii că și la substanța cenușie din creier lucrează. Lucrează. Deci, pe de altă parte, pe lângă droguri, e prezentă și pornografia care se propagă prin internet, la televizor, pe telefon, unde nu se propagă. O altă patimă prezentă, ca și atunci pe vremea lui Ilie, celelalte două nu erau pe vremea lui Ilie, o altă patimă este desfrânarea. Viața dezordonată. În vremurile tradiționale, oamenii erau mult, mult mai cu noimă. Prețuiau căsnicia, prețuiau căminul, aveau bucuria nașterii de prunci buni și îi creșteau în frică de Dumnezeu. Or fi și astăzi familii care nasc și cresc copii în frică de Dumnezeu, dar foarte multe familii se destramă. Și apoi, păcatele trupești sunt prezente peste tot. Și am mai putea adăuga un păcat, nu știu dacă este așa de des întâlnit ca în deceniile trecute, dar și acest păcat strică multe familii, beția. În perioada interbelică, părintele Iosif Trifa a înființat o asociație ortodoxă numită Oastea Domnului. Și două păcate mari cu care se lupta Oastea Domnului era beția și fumatul. Am zis eu că astăzi nu ar fi cele mai mari, beția și fumatul, dar și beția este o patimă care poate strica liniștea din multe case. Și părintele Trifa, la vremea aceea, a scris o carte întreagă de pilde și în una dintre ele ne vorbea de nenea Ion Căruțașu, un om harnic, care își câștiga pâinea cea de toate zilele cu cărăușia și era zi și noapte pe drum. Din păcate, după o zi de muncă, când se întorcea spre casă, bănișorii pe care îi câștigase, îi cheltuia la bufet cu prietenii lui. Înspre disperarea soției și a copiilor, și soția la un moment dat s-a hotărât să divorțeze. Când a auzit lucrul acesta, a intrat în panică și s-a dus la părintele și s-a spovedit. Și părintele i-a dat un canon. Nene Ioane, dumneata să nu mai treci cu căruța prin fața cârciumei. Și nenea Ion l-a ascultat pe părintele o zi, două, o săptămână, două, o lună, două și a fost tare bine.
nu trecea cu căruța prin fața cârciumei, se întorcea acasă spre bucuria soției și a copiilor. Dar peste o vreme s-a gândit că s-a tămăduit și și-a zis, nu mai înconjor tot satul să mă duc acasă, mă voi duce din nou pe strada principală. Și când a fost lângă cârciumă, prietenii lui de pahar au strigat, știm că te-ai făcut sfânt, dar vină măcar o vorbă să schimbi cu noi. S-a coborât să schimbe o vorbă, unul dintre ei mai isteți a zis, dar nu îi scrie Sfântul Pavel lui Timotei că pentru desele lui slăbiciuni e bine să bea câte un pahar de vin. Numai un pahar. A băut un pahar, a băut două și s-a prăbușit din nou în situația de dinainte. Este o pildă scrisă de părintele Iosif Trifa, dar sunt multe alte pilde în cărțile duhovnicești care nu numai referitor la beție, dar și la păcatele pomenite mai înainte, drogurile, pornografia, desfrânarea, iau o atitudine creștinească. Acum, din aceste păcate, din aceste patimi, ce i-ar putea trezi pe bieții oameni? Ne ducem din nou pe vremea Sfântului proroc Ilie, ca să le demonstreze lui Ahab și tuturor oamenilor că adevărata credință se concretizează prin fapte, dar criteriul adevăratei credințe este jertfa. Știți ce a făcut Ilie? I-a adunat pe oameni pe muntele Carmel, într-o anume zi, și le-a zis și preoților lui Baal să-și facă un altar pe care să aducă jertfă un vițel. Și îmi voi face, a zis Ilie, și eu un altar la temelia căruia voi pune 12 pietre, pentru că 12 sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Și știți ce s-a întâmplat. Îmi permit să vă citesc câteva versete. A vrut să le demonstreze că Dumnezeul cel adevărat este Dumnezeul care a creat cerul și pământul și nu Baal sau alte zeități prezente atunci. Și citesc din capitolul 18 din Cartea a treia a Regilor, începând cu versetul 36. Înainte vreme, preoții lui Baal și cu bieții oameni care au rătăcit, s-au rugat de dimineața până seara și n-a fost niciun semn, niciun foc. Ce s-a întâmplat când s-a rugat Ilie? La vremea jertfei de seară, s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat. La ce? Și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, auzi-mă, Doamne, auzi-mă cu foc, ca să cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Ilie e prorocul Tău și întoarce-le inima la Tine. Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit toată apa care era în șan. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Criteriul credinței cele adevărate
a fost jertfa, când Dumnezeu a pogorât foc din cer și a ars jertfa lui Ilie. Acum, zic eu că și astăzi criteriul credinței adevărate care ar trebui să lucreze prin fapte este tot jertfa, jertfa Sfintei Liturghii. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur zice în cartea lui despre preoție, preotul atunci când slujește liturgia e mai mare decât prorocul Ilie. Pentru că la rugăciunea prorocului Ilie, Dumnezeu a coborât foc din cer și a ars jertfa lui Ilie. Dar la rugăciunea preotului creștin, Dumnezeu îl coboară din cer pe Duhul Sfânt și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Preotul e mai mare decât prorocul Ilie. Așa ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Jertfa, liturghia, este criteriul adevăratei credințe. Pentru că și astăzi sunt credințe diverse, nu le mai iau să le analizez, le știți dumneavoastră. Credința adevărată este credința ortodoxă și jertfa liturgică este criteriul credinței adevărate. Acum vi zice, de atunci Dumnezeu a făcut minune mare, că a coborât chiar foc din cer și pe Duhul Sfânt care se coboară din cer și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos, nu-l vedem. Nu-l vedem pentru că suntem slăbuți în credință. S-a scris o carte cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și autorul cărții este un preot din Grecia, Ștefan Anagnostopoulos. Și tâlcuind Sfânta Liturghie, jertfa cea adevărată, tâlcuind Sfânta Liturghie, dă acolo o sumedenie de întâmplări de pe vremea lui. După câte știu eu, încă el n-a murit. Și o întâmplare era următoarea. Domnul Costas era intelectual din Atena. Se socotea foarte emancipat. Dar domnul Costas la biserică nu mergea. Acum zic eu, cum or fi fiind, poate și în România, mulți intelectuali care nu mai merg la biserică. Însă, îi plăceau tradițiile populare. Și de marile sărbători se înducea în satul său, Vrontul de Jos, ca să participe la tradițiile populare ce se organizau acolo. La un Crăciun s-a dus la Vrontul de Jos. L-au primit cu drag neamurile lui, verișorii lui. Și au zis, domnul Costa, știm că nu-ți place să mergi la biserică și nu te duci. Rămâi acasă, noi ne ducem la liturghie, la 12 venim și facem ospăț mare. Și tradițiile de Crăciun le vei putea urmări împreună cu noi și dumneata. Dar până atunci stai acasă și îți fă un program. Ei s-au dus la biserică și, plictisindu-se, la un moment dat și domnul Costas, s-a dus să facă, ce fac rudeniile sale la biserică. Și a ajuns tocmai în momentul în care părintele invoca Duhul Sfânt ca să prefacă darurile, prescura și vinul în trupul și în sângele Domnului Hristos. Și a văzut Costas în potir un copil prea frumos. În momentul în care părintele a ajuns cu mine ce credincioși și cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, a văzut că împărtășește cu carne și cu sânge. Numai el,
ceilalți oameni vedeau, cum vedem și noi astăzi, Sfânta Cuminecătură sub chipul pâinii și a vinului. El a căzut în genunchi, pentru că Dumnezeu a făcut o minune cu el și a exclamat cât îl țineau puterile, cred, Doamne, cred! Și din momentul acela, în fiecare duminică, s-a dus și el la biserică, pentru că jertfa este criteriul credinței celei adevărate. Credința adevărată lucrează prin fapte. Credința adevărată este ajutată de harul lui Dumnezeu, ca oamenii să poată birui patimile. Dar credința adevărată este și subliniată de jertfa adevărată. Zic eu, credința noastră creștină își are ca și criteriu jertfa liturgică. Jertfa liturgică la care noi ne aflăm acum la sărbătoarea Sfântului Ilie. Așa că multe păcate erau atunci în Israel. Împotriva păcatelor acelora s-a ridicat Sfântul Ilie. Multe păcate sunt și astăzi în lume. Le pomenesc, nu le pomenesc pe toate. Le vedeți dumneavoastră, le vedem noi pe toate. Și le mai pomenesc o dată pe cele pe care le-am zis. Drogurile, pornografia, distrânarea, beția, site-urile păcătoase, telefonul care îi robește pe mulți. E și bun, dar e și rău. Depinde cum îl întrebuințăm. Ei, de toate acestea putem scăpa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul harului ce vine de sus, însă, nu uitați asta, trebuie să punem și noi umărul de jos. Și ne ajută credința noastră, care aș vrea să fie adevărată și a cărei criteriu este jertfa, este Sfânta Liturghie, la care ne găsim, la care ne-a poftit Părintele Stareț și ne bucurăm că mănăstirea aceasta merge mereu înainte și să realizează aici o sumedenie de lucruri de folos într-o lume cu atâtea probleme, cu atâta dezorientare, măcar farurile acestea călăuzitoare să ne ducă înspre ținta cea bună. Criteriul credinței adevărate, repet și cu asta chiar închei, este jertfa liturgică. Iar credința adevărată se concretizează în fapte bune, în tot locul și în tot timpul. Amin.